Bună ziua și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Puterea Știrilor. Sunt tensiuni în coaliția de guvernare. Mai multe critici au venit după ce proiectul privind majorarea pensiilor anul viitor a trecut de Senat, urmând ca pe 20 noiembrie, luni așadar, să fie supus votului final în Camera Deputaților, care, așa cum spuneam, este foarte decizional în acest caz. Ministrul Dezvoltării, Adrian Veștea, amintea zilele trecute despre faptul că majorarea pensiilor reprezintă așadar un jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență. Ne-am propus astăzi aici, la Puterea Știrilor, să aflăm mai multe pe acest subiect, chiar de la Ministrul Dezvoltării, domnul Adrian Veștea, în direct, prin telefon, alături de noi. Bună ziua, domnule ministru, și vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră astăzi. Bună ziua și mulțumesc și eu de asemenea pentru invitația de a participa la această emisiune. Exact cum am amintit și zilele trecute, legea pensiilor reprezintă un jalon în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, un jalon la care se lucrează de foarte multă vreme. Chiar zilele trecute am stat de vorbă cu fostul ministru al muncii, cu doamna Raluca Turcan, care spunea că într-o proporție de aproape 90% este legea pe care dumneavoastră a lucrat-o. Este un lucru cert faptul că trebuie să există echitate pe bază de contributivitate, lucru pe care îl așteaptă toți cei care sunt astăzi în poziția de a încasa, de a-și încasa drepturile după o viață de muncă. De altfel, Partidul Național Liberal, fără să urmărească un scop electoral, începând cu anul 2020, chiar a crescut punctul de pensie cu 40%, 2020, 2021, 2022, ajungând de la 1200 de lei la 1800 de lei. Deci este o dovadă că interesul există din partea coaliției, atât din partea PNL cât și din partea PSD. Nu cred că ar trebui să speculăm acest lucru doar pur electoral, fiindcă este un obiectiv care până la urmă, după cum vedem, este asumat de coaliție. Dacă și atunci, de unde a pornit, domnule ministru, de unde a pornit această discuție aprinsă? Am văzut mai multe reacții acide, inclusiv din partidul dumneavoastră, din PNL. Am văzut acolo oameni care au criticat această prevedere de majorare a pensiilor anul viitor. Nu cred că a criticat absolut nimeni, din contră au dorit să identifice sursa de unde vor fi alocate toate aceste da, pentru că nu este prevăzută creșteri, fiindcă ceea ce cred că este foarte important este faptul că trebuie să ne încadrăm într-un deficit pe care l-am stabilit cu Comisia Europeană și mai mult decât atât sunt angajamente care ni le-am luat față de electorat, acelea de a nu crește taxele, de a păstra același sistem de impozitare pentru atât pentru agenții economici cât și pentru persoanele fizice. Și până la urmă s-a identificat sursa, domnule ministru, că noi nu mai înțelegem nimic, deci luăm măsuri fiscale pentru că nu avem bani, s-a descoperit o gaură bugetară, dar în același timp mărim de două ori pensiile anul viitor. Acest proiect care a trecut, așa cum spuneam, de Senat zilele trecute, nu prevede și o sursă de finanțare. Între timp s-a schimbat ceva? În cadrul întregului exercițiu bugetar, cu siguranță într-un timp relativ scurt, vom avea bugetul de stat pentru anul 2024, vom vedea cu siguranță faptul că fiecare capitol bugetar care îl va avea acest buget va trebui să aibă predictibilitate și trebuie prevăzută atât sursa la venituri cât și posibilitatea de a derula în cursul anului viitor. Aș vrea, domnule ministru, să vedem în continuare și o ultimă reacție a premierului Marcel Ciolacu pe acest subiect. Haide să urmărim, să vedem despre ce e vorba, ce a declarat premierul României și revenim aici cu comentarii.
Premierul Marcel Ciolacu a lăudat la începutul ședinței de guvern de astăzi activitatea ANAF din ultima lună. Șeful executivului a adăugat că reducerea evaziunii fiscale este necesară pentru obținerea sumelor necesare pentru majorările de pensii și salarii de anul viitor. Aș dori să începem cu o veste bună. Astăzi ANAF-ul a început să-și facă treaba și să colecteze aproape de ținta asumată. În octombrie, colectarea veniturilor a ajuns la nivelul record de 40 de miliarde de lei și sunt convins că păstrând același ritm până la finele anului și ținând sub control cheltuielile neesențiale, vom respecta ținta de deficit agreată cu Comisia Europeană. Un argument în plus sunt acțiunile mult mai susținute contra evaziunii fiscale pe care le-am văzut cu toții în ultimile zile. Din punctul meu de vedere, în sfârșit, instituțiile statului încep să arate determinare împotriva celor care fraudează banii românilor. Iar a elimina evazioniștii care fură zeci de miliarde de lei anual este cheia pentru a obține fondurile necesare și pentru creșterile de pensii, și pentru educație, și pentru sănătate. Premierul a mai declarat și că guvernul nu va veni în 2024 cu noi taxe și impozite. Am spus foarte clar că anul viitor nu vor fi taxe noi. Și vreau un singur lucru în schimb, vreau să-și plătească taxele și cei care nu plăteau până acum, cei care fraudau statul român și care efectiv fură din sănătatea, educația și pensiile românilor. Da, domnule ministru, am văzut premierul Marcel Ciolacu a lăudat la începutul ședinței de guvern de astăzi activitatea ANAF din ultima lună. Am văzut că a spus exact ceea ce a spus și dumneavoastră, dacă mi-amintesc bine, în urmă cu câteva zile. Este necesară reducerea evaziunii fiscale pentru obținerea sumelor pentru majorările de pensii și salarii de anul viitor. Ne-a mai spus premierul că nu vor fi taxe și impozite noi în 2024. Cam astea ar fi concluziile din ședința de astăzi, domnule ministru. Asta este o veste îmbucurătoare pentru toți românii, faptul că nu vor apărea taxe și impozite noi, că guvernul prin Ministerul Finanțelor urmărește să păsteze aceleași taxe care sunt în prezent și în același timp consider că este foarte, foarte important faptul că începând cu luna octombrie am avut un grad de colectare foarte bun, lucru care îl poziționează pe ministrul finanțelor Marcel Boloș într-o poziție foarte bună. Faptul că au luat o serie de măsuri, da, o serie cine de măsuri știe pe viitor, nu erau domnule tocmai, ministru, poate tocmai domnul populare. Boloș ajunge și premier sau domnul Ciolacu ajunge ministru al finanțelor, adică nimic nu e exclus nu, în politică. Mă bucură faptul că până la urmă toată această mobilizare care până la urmă a venit din partea mediului privat și această înțelegere de care a beneficiat guvernul, în același timp este respectată și de către sectorul bugetar prin diverse măsuri pe care guvernul le-a luat și ceea ce privește sistemul bugetar. Deci este o dovadă că vom putea reuși să îndeplinim criteriile pe care ni le-am asumat la nivelul Comisiei Europene, acelea de a avea un deficit bugetar care să fie cât mai aproape de 4,4 și de asemenea să reușim să derulăm toate proiectele și programele care le avem incluse în lista de investiții și să îndeplinim jaloanele pe care ni le-am asumat. Deci dacă ANAF se ține de treabă, anul viitor vom avea inclusiv bani pentru majorarea pensiilor. Am putea cu siguranță avea că de vor aici exista bani o măsură, colectări? O măsură asumată va trebui să fie pusă în practică. Nu este nimic simplu,
nici în administrația publică, nici la guvernare, nici în zona antreprenorială, tot timpul există provocări. Este important ca să rămânem în zona de optimism, să avem încredere și să mergem înainte pentru a putea să depășim toate momentele critice. Nu cred că există nicăieri o viață foarte roz. Fiecare dintre cei care astăzi vor să aducă plus valoare în zonele în care lucrează, trec prin astfel de momente și prin astfel de condiții de stres. Și că tot ați amintit, domnule ministru, despre administrația publică, spuneați dumneavoastră zilele trecute că România are nevoie de o reorganizare administrativă teritorială. Dăm prea mulți bani pe salariile din administrație, avem peste 3.000 de primari. Sunt de acord cu dumneavoastră aici, dăm foarte mulți bani pe salariile din administrație și poate ar trebui gândită o reorganizare administrativ-teritorială, dar înțeleg s-a mai discutat ceva pe acest subiect. Când ne-am putea apuca de treabă, câți bani am economisit, nu știu, s-a mai dus undeva această discuție sau a rămas la stadiul de idee? Momentan nu a existat o astfel de discuție referitor la o viziune imediată, mă refer în cursul anului viitor. Este un proiect care trebuie să devină un proiect de țară, un proiect asumat de viitorul guvern, fiindcă perioada anului viitor este o perioadă în care avem 4 scrutinuri de alegeri. Reorganizarea administrativ-teritorială nu se poate face după ureche, va trebui să existe studii de impact, va trebui să evaluăm fiecare situație în parte cu specificul ei, în așa fel încât să dăm încredere românilor că ceea ce ne propunem să facem este cu adevărat un act de eficiență. Mai mult decât atât, în afară de reducerea acestor unități administrativ-teritoriale, cred că un lucru care este extrem de important este un concept integrat pe o unitate administrativ-teritorială mai mare, pe o suprafață mult mai mare, de care se poată duce la eficiență, care să evalueze și să găsească toate necesitățile unei comunități. Fie că vorbim de sistemul educațional, fie că vorbim de sistemul de sănătate, fie că vorbim de infrastructura necesară diverselor așteptări pe care le are comunitatea în zona respectivă, toate aceste lucruri trebuie integrate și trebuie exploatate la nivelul de capacitate care este necesar comunității. Aveți idee câți bani dăm noi acum anual pe salariile din administrație? Nu pot să evaluez acest lucru. Cu siguranță, mare parte, sumele de bani sunt create de bugetele locale. Vin și sume care vin ca și contribuții atât pentru echilibrarea bugetelor, cât și ca cote defalcate din diverse taxe și impozite care sunt colectate la nivelul localităților. Dar, consider că este foarte important ca acest proiect să aibă un impact pozitiv și care până la urmă, fiindcă vedem că a existat după 90, a existat interesul de a dezlipi localități, au apărut 200 de unități administrativ-teritoriale noi, practic 200 de localități, s-au desprins din alte localități. În loc să ajungem într-o formă de comasare și de alipire a mai multor comunități, am ajuns în situația în care legislația le-a permis să facă referendumuri și până la urmă să poată avea autonomie locală. A ajuns funcția de primar la mare căutare, cu alte cuvinte. Ei, nu cred că ar trebui să fie asta o problemă, fiindcă cetățeanul este cel care este suveran, el trebuie să aleagă. Eu am avut șansa pe parcursul meu profesional să fiu primar, să-mi dau demisia după ce am câștigat un mandat de primar, să fiu președinte de Consiliul Județean, să renunț la un mandat de președinte de Consiliul Județean pentru a veni ministru. De fiecare dată ar trebui să ne raportăm, să ne fim mai bine pregătiți și să creăm performanță, fiindcă în cele din urmă cetățeanul este suveran și cetățeanul este cel care știe ce trebuie să aleagă în momentul în care merge la vot și este determinat să participe la scrutinul electoral. Dar ca să înțelegem, domnule ministru, și închei cu această temă, aș vrea să mergem mai departe.
Este un acord, sunt și cei din PSD de acord cu o discuție privind o reorganizare administrativ-teritorială. Cu alte cuvinte, este un acord al coaliției pe o discuție pe viitor pe această temă? Zilele trecute a existat o întâlnire la Asociația Municipiilor din România, o întâlnire care, evident, municipiile văd cu totul cu alți ochi administrația publică. Știu că la Galați, spre exemplu, chiar a existat un referendum de comasare a două localități, a municipiului ecologic, localitate învecinată, referendum care, din păcate, nu a dus la o finalitate fericită. Am văzut declarații făcute de către liderii politici și din PSD și din PNL că susțin acest demers. Cred că ar trebui să existe, dacă mă întrebați pe mine, o viziune care să conștientizeze și mai mult opinia publică și să înțeleagă că, de fapt, acest demers, până la urmă, poate duce la mai multă eficiență în actul administrativ și, în același timp, la o viziune coerentă și integrată pentru acele comunități. Domnule ministru, o ultimă întrebare și nu vă mai rețin. Care este linia roșie peste care nu poate trece Partidul Național Liberal în relația pe care o aveți cu partenerii de guvernare, cu cei de la PSD? Cu siguranță au exprimat-o și colegii noștri. În primul și în primul rând trebuie să păstrăm aceeași predictibilitate din punct de vedere al legislației. Nu avem voie să creștem taxe și impozite și să punem o presiune suplimentară pe mediul de afaceri. Trebuie să creăm înlezniri financiare și în același timp trebuie să avem bugete de investiții care să poată duce la dezvoltarea României. Știu că v-am promis o ultimă întrebare, dar avem o informație de ultimă oră. Domnule ministru, executivul a alocat în urmă cu puțin timp 250 de milioane de lei către Ministerul Dezvoltării, minister pe care îl conduceți, pentru finanțarea, înțelegem, a Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social. Dați-ne, vă rog, mai multe detalii despre unde se duc banii, de fapt. Am avut și în cursul săptămânii ședinței trecute de guvern o alocare de 500 de milioane, din care 300 de milioane au mers pe Programul Național Anghel Salini și pe Programul Național de Dezvoltare Locală. De asemenea, 200 de milioane au mers către Compania Națională de Investiții. De această dată am primit o nouă alocare bugetară din Fondul de Rezervă la dispoziția guvernului, tocmai pentru a putea să facem plăți pentru șantierele, care nu-s deloc puține. Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții are 1151 de șantiere, care emit situații de plată și avem obligativitatea de a le plăti la termen, în așa fel încât să avem continuitate și să ducem la finalizarea tuturor obiectivelor care le avem astăzi în implementare. Deci, până când trebuie să cheltuiți acești bani? Banii se vor cheltui, adică sunt facturi restante, sunt situații de plată restante și care urmează să fie plătite. Domnule ministru, eu vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră astăzi în direct la Puterea Știrilor și pentru informațiile oferite. Luăm o scurtă pauză în care vom vedea principalele subiecte ale zilei și revenim aici cu primul sondaj realizat de Institutul Avangard referitor la scandalul care a izbucnit zilele trecute în USR. Luăm așadar o scurtă pauză și revenim. Premierul Marcel Ciolacu a lăudat la începutul ședinței de guvern de astăzi activitatea ANAF din ultima lună. Șeful executivului a adăugat că reducerea evaziunii fiscale este necesară pentru obținerea sumelor necesare pentru majorările de pensii și salarii de anul viitor. Aș dori să începem cu veste bună. Astăzi ANAF-ul a început să-și facă treaba și să colecteze aproape de ținta asumată. În octombrie, colectarea veniturilor a ajuns la nivelul record de 40 de miliarde de lei și sunt convins că păstrând același ritm până la finele anului,
și ținând sub control cheltuielile neesențiale, vom respecta ținta de deficit agreată cu Comisia Europeană. Un argument în plus sunt acțiunile mult mai susținute contra evaziunii fiscale pe care le-am văzut cu toții în ultimele zile. Din punctul meu de vedere, în sfârșit, instituțiile statului încep să arate determinare împotriva celor care fraudează banii românilor. Iar a elimina evazioniștii care fură zeci de miliarde de lei anual este cheia pentru a obține fondurile necesare și pentru creșterile de pensii, și pentru educație, și pentru sănătate. Premierul a mai declarat și că guvernul nu va veni în 2024 cu noi taxe și impozite. Am spus foarte clar că anul viitor nu vor fi taxe noi. Și vreau un singur lucru în schimb, vreau să-și plătească taxele și cei care nu plăteau până acum, cei care fraudau statul român și care efectiv fură din sănătatea, educația și pensiile române. Premierul Marcel Ciolacu dă asigurări, coaliția nu se rupe, iar guvernul nu cade. Reacția șefului PSD de aseară de la Antena 3 vine după ce au existat tensiuni în ultima perioadă între PNL și socialdemocrați, în special pe subiectul banilor pentru noua lege a pensiilor. Și racolările de primari din teritoriu au fost criticate de liberali. Eurodeputatul PNL Rareș Bogdan a fost cel mai vehement. Chiar și așa, Ciolacu este sigur că înțelegerea dintre cele două partide va continua. Deși l-a taxat dur pe Rareș Bogdan. Nu se rupe nicio coaliție și nu cade niciun guvern. Dacă se rupe această coaliție, vă spun foarte clar. Înseamnă că acest proiect politic pe care l-am acceptat și eu și l-au acceptat și colegii mei într-un moment dificil al României, nu uităm ce era acum 2 ani de zile, într-o discuție bărbătească între mine și președintele Nicolae Ciucă, categoric, dacă cineva va ieși din această coaliție, eu îmi voi duce mandatul la Cotroceni. Fără nicio PNL-ul a reținut din coaliție în momentul acela de demisionați? Categoric. Noi am stat în ședința de coaliție de luni aproape 5 ore. Și am luat mai multe probleme guvernamentale, în discuție, deoarece trebuie o decizie a coaliției și normal așa. Eu nu vă ascund faptul că multe dintre problemele pe care se ivesc la guvern nu le discut cu președintele Nicolae Ciucă. Dar e normal să ne întâlnim într-un fel. Atâta timp cât 5 ore nu ai comentat nimic, dimpotrivă, ți-ai luat informații, cum e normal, ca om politic, în conducerea unuia dintre cele două partide. Ți-ai luat aceste informații și după câteva ore, tu ieși în spațiu public, încercând, de fapt și de drept, să acoperi un gest nefericit, să mergi la piață cu un ceas de 30.000 de euro la mână să cumperi pătrânjel. Normal că românul se revoltă, e îndreptățit, în loc să ieși și să-i explici, domnule, l-am primit cadou de la soție, mă întreține soția și mi-a dat cadou ceasul, mi-a dat socră, mi-a luat nuntă. Presupun că era mult mai corect să dinamitezi o coaliție, astfel încât fals, numai cu știri false, astfel încât să acoperi știrea despre tine, înseamnă că ești domnul Rareș Bogdan nu e un om prost. Înseamnă că ești irresponsabil. Dar mai mult, dumneavoastră mai pentru mult, din ei... punctul meu de vedere, o spun fără nicio reținere. Înseamnă că ești un mitocan. Tu stai cu mine la masă 5 ore, discutăm problemele țării și pe urmă ieși la televizor și umpli televizoarele că tu i-ai atras atenția lui Iohannis, că PSD-ul fură românilor bani. Ce bani a furat PSD-ul? Ia, vrea să-i amintesc în ce situație am găsit România când am hotărât cu Nicolae Ciucă să facem această coaliție.
în ce dezastru era, în ce criză socială era România, cu miliarde aruncate pe vaccinuri, cu bani furați în pandemie când noi stăteam în casă, cu pensionarii care nu aveau acces la sănătate. Eu pot să le reamintesc, că n-am nicio reținere. Iarăși învrăjbim pensionarii cu cei care muncesc pentru niște drepturi legitime. Despre ce vorbim aici? Cum să vii să vorbești slobod despre niște lucruri care n-au existat? Schimbul de replici a continuat pe Facebook. Primul vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a reacționat și a scris că, citez, în anii 90, Iliescu, Bârlădeanu și Marțian ne făceau golani și tratau presa liberă cu măi animalule, iar după 33 de ani, PSD-ul lui Ciolacu, Tudose și Stănescu, vopsit în culorile curcubeului familiei socialdemocrate, a trecut la mitocanule. Unele lucruri nu se schimbă niciodată, din păcate. Scandal la Târgu Mureș între organizația locală AUDMR și prefectul liberal Ciprian Dobre. Maghiarii îl acuză pe prefect printr-un comunicat că își face treaba. Aceștia susțin că Dobre ar fi atacat mai multe acte administrative pentru a bloca activitatea primăriei Târgu Mureș, însă fără să spună concret despre ce este vorba. Invitat în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, prefectul a clarificat situația. Ciprian Dobre a spus că doar a atras atenția că există neconcordanțe într-un regulament de funcționare, subliniind că UDMR trebuie să respecte legea. Prefectul a presupus că este vorba despre regulamentul de funcționare a activității de taximetrie și a subliniat că toate deciziile Consiliului Local care au fost atacate până acum au fost câștigate în instanță. Ciprian Dobre a dat asigurări că instituția prefectului din Mureș va continua să verifice legalitatea actelor normative. UDMR îl amenința anterior pe prefect că îl va apărâ guvernului. Bună ziua din nou, am revenit în studioul Puterea Știrilor și discutăm în continuare, așa cum vă anunțam înainte de pauză, despre primul sondaj realizat de Institutul Avangard după scandalul care a izbucnit în USR, partidul condus de Cătălin Drulă. Haideți să vedem ce spune acest sondaj, care sunt rezultatele și concluziile scandalului izbucnit zilele trecute în USR după ce Elena Lasconi a fost scoasă de pe lista USR pentru europarlamentare. Haideți să vedem despre ce este vorba și revenim. 43% dintre românii spun că Elena Lasconi n-ar fi trebuit scoasă de USR de pe listele pentru europarlamentare. Alții 16% spun că partidul a procedat corect, arată datele unui sondaj Avangard la comanda Digi24. Vă reamintim, Lasconi, actual primar în Câmpul Lung, a fost în mijlocul unui scandal după ce a declarat că a votat pentru familia tradițională la referendumul din 2018. Ea a fost intens criticată în mediul online de colegii de partid, dar chiar și de fiica sa. Ulterior, conducerea USR i-a cerut să se retragă de pe listele pentru alegerile europarlamentare, deși ocupa prima poziție. Același sondaj arată că dacă ar mai avea loc un referendum similar, 69% ar vota pentru definirea familiei drept căsătoria între un bărbat și o femeie. Sondajul Avangard a fost făcut telefonic între 10 și 14 noiembrie pe un eșantion de 800 de persoane. Da, așa cum am văzut în materialul pregătit de colegii mei, se pare că doar 16% dintre români cred că USR a procedat corect atunci când a scos-o pe Elena Lasconi de pe lista pentru alegerile europarlamentare. Vă reamintesc faptul că Elena Lasconi era cea care trebuia să deschidă lista pentru lista USR pentru alegerile de anul viitor, era pe prima poziție. Între timp, după un scandal izbucnit, după un vot care, pe care l-ar fi dat la referendumul pentru familie, am văzut, a fost scoasă de pe lista USR pentru europarlamentare.
43% dintre cei intervievați în sondajul INSCOP spun că decizia USR-ului de a o scoate de pe listă a fost greșită. Elena Lasconi a dezvăluit, vă aminteam, într-un interviu că a votat da la referendumul pentru familia tradițională din 2018. Spunea Lasconi atunci și citez, eu sunt creștină, sunt ortodoxă și consider că familia este formată dintr-o femeie și un bărbat. Au întrebat și acest lucru cei de la Vanguard și vedem că 69% dintre cei intervievați în sondajul la Vanguard sunt pentru familia tradițională. Practic, peste două treimi dintre cei care au răspuns la sondajul la Vanguard ar vrea redefinirea familiei în Constituție. Mai vedem, da, sondajul a fost realizat telefonic în perioada 10-14 noiembrie pe un eșantion de 800 de persoane și are o marjă de eroare de 3,3%. Vedem și că au fost întrebați de către cei de la Vanguard dacă sunt de acord cu limitarea plăților cash, o măsură care am văzut a fost intens criticată și apoi a fost anulată de către guvernul condus de Marcel Ciolacu. 86% așadar au răspuns că nu sunt de acord cu limitarea plăților cash, doar 11% au spus că sunt de acord cu această măsură care, așa cum spuneam, vă reamintesc, a fost scoasă, retrasă de către guvernul condus de Marcel Ciolacu. Îl avem acum prin telefon alături de noi pe acest subiect pe domnul Vladimir Ionaș, sociolog și director al Vanguard. Bună ziua, domnule Ionaș. Bună ziua. Da, am urmărit adineauri și le-am prezentat celor care ne urmăresc concluziile sondajului realizat de Avangard și aș vrea, domnule Ionaș, să le luăm pe rând și să tragem așa câteva concluzii. Înțelegem că românii nu sunt de acord, da, peste 40% consideră că USR nu a procedat corect când a scos-o pe Elena Lasconi de pe lista pentru alegerile europarlamentare. În ce cheie să înțelegem aceste date? Faptul că USR a scos-o pe Elena Lasconi de pe listă îi va aduce probleme partidului condus de Cătălin Drulă era normal la alegerile din 2024? Vă rog. Era normal să existe un astfel de procent mare, atâta timp cât tot un procent foarte mare este de acord cu afirmația pe care doamna Lasconi de altfel a făcut-o în acel interviu, și anume că familia este compusă dintr-un bărbat și o femeie. În momentul în care există susținerea pentru această afirmație, evident că oamenii consideră că doamna Lasconi nu a făcut cine știe ce când a făcut acea afirmație, deci e o greșeală faptul că a fost exclusă. Ar trebui urmărit lucrul acesta, nu am reușit să-l facem până în acest moment, să vedem ai cui votanți sunt cei care declară acest lucru, că a fost o greșeală, pentru că e foarte posibil ca marea majoritate a celor care declară că a fost o greșeală să fie votanți PSD, AUR sau ai altor partide și nu ai USR. Am înțeles, deci nu știm din cei 40%... dacă sunt votanți ai USR? Nu, e probabil mai mult ca sigur foarte puțin dintre ei sunt votanți USR, pentru că probabil și pe acest fond a venit reacția rapidă a conducerii USR de a o excluze, pentru că voit sau mai puțin voit, USR-ul s-a nișat oarecum din punctul de vedere al electoratului. Și în momentul în care doamna Lasconi a făcut o afirmație care deranjează cel puțin vectorii de imagine ai USR din afara partidului, de acei care vede USR-ul pe rețelele sociale, în spațiu public și așa mai departe, atunci ei au luat o decizie pur politică, strict politică, pentru a nu pierde acele voci importante care susțin mai degrabă USR-ul.
Și vedem, de altfel, în sondajul dumneavoastră că 70% dintre români ar vota da la un referendum național pentru redefinirea în Constituția familiei drept căsătoria între un bărbat și o femeie, practic sâmburele scandalului care a izbucnit în USR. Deci doar 20% ar vota nu. Ce să înțelegem, domnule Ionaș, din aceste cifre? Nu, aici e foarte important din punctul meu de vedere de făcut o observație. Și înainte de referendumul care a avut loc acum 7 ani, 8 ani, când a avut loc, cea mai mare parte a populației, peste 60%, susținea ideea din spatele referendumului, și anume că, în general, evident că se vorbește de familie și asta am dezbătut, dar în general căsătoria, conform culturii, nu știu, emoțional, dacă doriți, căsătoria are loc între un bărbat și o femeie. Și atunci, repet, erau peste 60% cei care susțineau și care spuneau că ar putea participa la acel referendum. Cu 2 luni înainte de referendum, 1 lună jumătate, eu am fost unul dintre cei care a estimat că acel 30% se va îndeplini fără probleme, pentru că vedeam cât de mare este procentul celor care susțin. În momentul în care politicul intervine într-un astfel de subiect și încearcă să acapareze, așa cum s-a întâmplat atunci și așa cum se întâmplă și astăzi, când anumiți lideri politici, mai ales un partid politic, încearcă să se urce pe acest val, oamenii vor deveni dezinteresați, se vor îndepărta de subiect. Politicul poate, din păcate, din punctul meu de vedere, din fericire poate din punctul altora de vedere, strică foarte multe teme care pentru societate reprezintă un interes major, dar nu ar vrea să fie niciun fel legat cu, nu știu, un partid politic sau un om politic. Dar apropo de alegeri, domnule Ionaș, cum mai arată USR în sondajele Avangard? Se remarcă, așa cum am văzut și în alte sondaje, o scădere de la lună la lună a intenției de vot în cazul acestui partid? Nu, din contră. USR-ul s-a stabilizat undeva în jurul a 14%, poate câteodată unele luni chiar 15%. Din nou, nu este o surpriză. Da, a avut o perioadă anul trecut și la începutul acestui an când cădea, dar iată că acum a reușit de câteva luni să se stabilizeze aici în jurul a 14% și nu dă semne nici că ar urca, nici am că ar probabil cădea. Și probabil acesta este bazinul electoral al celor care își doresc astăzi un partid așa cum este USR. Da, știți că noi suntem obișnuiți că de regulă și, nu știu, asta am învățat și la școală, de regulă partidele care se află la guvernare de regulă se erodează în intenție de vot, că așa se întâmplă. Partidele de opoziție, fiind în opoziție, cresc în intenție de vot. Dar nu, văd că nu se întâmplă și cazul USR-ului, cum spuneați și dumneavoastră, stagnează. Deci ceva se întâmplă. Principalul partid de opoziție în percepția publică este AUR. AUR a reușit în ultimii 2 ani jumătate, 3 ani să acapareze acest rol de partid de opoziție și să ia fața USR-ului. USR-ul a avut acele probleme interne cu luptele interne și cu ruptura de acea parte a partidului condusă de Dacian Cioloș, lucru care a îndepărtat o parte a electoratului. AUR asta constant și-a menținut acel drum de partid care critică tot ce face guvernarea și iată că a reușit să se poziționeze astfel. În plus, USR-ul, să nu uităm că a fost un an aproape la guvernare, deci a făcut parte din partidele din sistem, să le spunem așa, partidele mainstream. În momentul de față, cea mai mare parte a societății și-ar dori un partid altfel, așa cum era USR-ul acum 4-5 ani și așa cum este AUR astăzi. De aceea AUR pleacă cu un avantaj că este singurul partid din cele din opoziție care poate juca acest rol de partid nou cu oameni politici noi care nu au mai făcut politică, nu au fost la putere și așa mai departe. Da, există vreo asemănare între AUR și USR, în afară de faptul că sunt ambele partide, mă rog, relativ nou apărute pe scena politică?
La nivel de opoziție, de mod în care faci opoziție în Parlament, Auro a împrumutat foarte mult din modul în care USR-ul făcea opoziție pe vremea PSD-ului din timpul președinției partidului deținută de către Liviu Dragnea. Deci există o oarecare asemănare. Evident că din punct de vedere ideologic, doctrinar, sunt total diferite, au viziuni total diferite. Pentru mine personal, ca cetățean simplu, ca om care analizează ce se întâmplă în spațiul public, USR-ul este un partid de stânga modernă, așa cum arată stânga la nivel european și în Statele Unite astăzi, chiar dacă ei se consideră un partid de dreapta și încearcă să poziționeze ca un partid de dreapta. Toate bine, nici ei nu sunt lămuriți exact, domnule Ionaș, dacă tocmai, sunt de dreapta, da, sau de stânga. E clar acest lucru, iar Aurul este un partid de extremă dreapta, putem să spunem. Nu e foarte clar, evident, să poziționeze un partid de la extremă dreapta neștiind exact care ar fi programul acestora de guvernare, dar strict din de pe linia mesajelor pe care le transmit liderii, este mai degrabă o dreapta extremă. Ce ne puteți spune despre celelalte partide care sunt acum la guvernare, PNL și PSD? Rămâne PNL-ul pe locul 2 în sondajele Avangard? Da, PNL-ul își menține locul 2, este la 21-22%, nu a fost depășit de Aur. Evident că, din punctul meu de vedere, și lucrul acesta l-am mai spus, foarte mult va conta în cât de mult de contează cele două partide care astăzi formează coaliția de guvernare această iarnă și începutul anului viitor. Dacă oamenii vor avea o iarnă grea în care facturile vor fi extrem de scumpe, nu vor putea să și le achite, nu vor face față cu cumpărăturile, atunci evident că partidele vor deconta. Dacă cele două partide reușesc să livreze ceea ce promit și astfel de probleme cu costurile, costul vieții nu va exploda, atunci eu cred că vor reuși să-și mențină intenția de vot. Dar în momentul de față, dacă vorbim strict de alegeri, procentul celor care sunt interesați de alegeri este extrem de scăzut. Probabil odată cu apropierea de alegeri vom vedea un interes foarte mai mare și atunci vom vedea cum evoluează intenția de vot pentru fiecare partid. Dar în momentul de față, o intenție de participare la urne de aproximativ 27%, e și greu să vezi modificări majore în ceea ce privește intenția de vot, pentru că în general sunt acele părți de nucleu dur al fiecărui partid care este. Deci avem așa, PSD la 30%, zic bine, în ultimele sondaje? PSD 30%, PNL 21-22%, Aur 18-19%, deci fluctuează de la lună la lună, dar s-a blocat acolo cu 20%, din punctul meu de vedere și datorită faptului, sau din cauza faptului, probabil din punctul lor de vedere, că Partidul Doamnei Șoșoac reușește să atine din ce în ce mai multă simpatie, ajungând depășim puțin 6% în intenția de vot, dar la 6%. Iar UTR-ul la 14-15%, iar doamna Șoșoacă și UDMR-ul sunt celelalte partide care ar trece prag. Deci doamna Șoșoacă și UDMR la cât? Că nu se înțelege foarte bine. UDMR-ul este la 5%, așa cum este întotdeauna. La 5%, deci doamna Șoșoacă face pragul anul viitor. Doamna Șoșoacă a depășit puțin 6%, tocmai vă spuneam, e la 6%. Probabil de aici și stagnarea Aur. Nu reușesc să mai crească pentru că se cam luptă pe aceeași parte a electoratului și atunci... Domnule Ionaș, eu vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră astăzi în direct la Puterea Știrilor și pentru informațiile oferite. Încheiem aici o nouă ediție și o nouă săptămână emisiunii Puterea Știrilor. Vă dau întâlnire și luni de la ora 16, așa cum v-am obișnuit, live pe pagina noastră de Facebook și pe contul oficial de YouTube PS News. Până atunci, vă mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi și vă doresc un weekend cât mai plăcut.